De câte ori mă întorc în acest oraș și trec pe podurile peste Timiș, retrăiesc povestea unei femei, povestea mamei mele. Nașule, dragă, ce ai făcut cu ce te-am rugat? Ți-am comandat materialele de construcție. Ioi! Costă cam scump. Cât costă, da? Ăștia au nebunit. Bate-i Dumnezeu să-i bată. Asta-i treaba muiere sau? Așa-i. Pe asta numai pământ o mai satură de avere. Ce schimbă banul pe om? Ce faci acolo? Furi? Nu vezi că mare? I s-a făcut rău. Mișcă după doctor ce stai. De sufletul răposatul. A fost un bun. Asta e viața, doamnă dragă. Până la urmă cu tăți ajungem acolo. L-am mâncat friptă, bietul Dionisie. Și acum uite cum se înfoaie. Vă zutai, proșul zbrăstă o sursă. Femeia asta n-are nici măcar rușine de oameni. Sever, copilul meu,
Numai tu mi-ai mai rămas. Vino acasă. Aia e casa mea și n-am ce căuta acolo. Dar eu pentru voi am adunat. Voi am vrut să vă fac viața fericită. Nu, mama. Dumnezeu a uitat de noi din clipa în care a intrat în casa aia blestemată. De mine nu zic nimic. Dar de Sabina? Nu mă pot împăca pentru nimic în lume cu gândul că... Dumneata ți-a iubit mai mult banii decât pe noi. Oricum, eu plec din Lugoș. Unde? Spune măcar unde. De ce? Sever, stai. Nu pleca așa.